Primăria municipiului Drobeta Turnu-Severin derulează un proiect ambițios prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru severinenii care merg cu transportul în comun. Astfel, viceprimarul Daniel Cârjan a anunțat că vor fi modernizate stațiile de călători și vor fi montate automate pentru eliberarea tichetelor de călătorie. Urmărește evident și reducerea poluării la nivelul municipiului Drobeta Turnu-Severin și nu în ultimul rând încercăm să ne raliem la tendințele europene și anume de a reduce traficul de mașini mici la nivelul municipiului Drobeta Turnu-Severin prin creșterea transportului în comun, fluxului de călători prin transportul în comun. Acest proiect de care vorbim prevede 15 stații de îmbarcare, debarcare călători care vor fi modernizate și vor fi dotate și cu sisteme fotovoltaice de iluminat. De asemenea, vor fi montate 12 automate pentru eliberarea etichetelor de călătorie. Practic, prin aceste două componente ne aliniem la tendințele europene și la tendințele moderne europene. De asemenea, vom avea realizate la nivelul municipiului Drobeta Turnu-Severin un număr de 24 de stații de reîncărcare vehicule electrice, iar acestea vor fi prevăzute evident și cu loc unde mașinile pot parca și se pot încărca. Prin acest proiect, municipalitatea încurajează mersul cu transportul public în comun, mai ales că în ultima perioadă au fost achiziționate mai multe autobuze electrice.